Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. Cum e să lucrezi o viață la stat și să agonisești bani pentru o casă de milioane? Astăzi vă prezentăm o investigație despre șeful Inspectoratului de Poliție, Râșcani, Vitalie Țurcan, care și-a cumpărat anul trecut o casă de vis în orașul Cricova, suburbia municipiului Chișinău. După jumătate de an de la achiziție, acesta a scos casa la vânzare pentru suma de 5 milioane de lei. Întreaga istorie într-o investigație realizată de noul nostru coleg Ștefan Bejan. Vitalie Țurcan este polițist de mai bine de 25 de ani. În 2013 a ajuns șef adjunct al secției investigației infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Râșcani. În 2020 a fost promovat la șefie Inspectoratului de Poliție Ialoveni, iar în decembrie 2021 a fost transferat în funcția de comisar șef al Inspectoratului de Poliție Râșcani. Cu o lună înainte de ultima promovare, în noiembrie 2021, comisarul și-a cumpărat o locuință de milioane. Casa luxoasă se află în centrul orașului Cricova, o suburbie a municipiului Chișinău. Locuința este amplasată pe un lot de pământ de 8 ari. Ne aflăm pe o stradă îngustă și proaspăt asfaltată din centrul orașului Cricova. Ambianța de aici aduce mai mult cu una din sat. Casele sunt majoritatea modeste, iar pretutindeni se aude lătratul câinilor. Una dintre acestea este însă în evidență. Este o casă cu două etaje, cu o suprafață de 150 de metri pătrați, cu o curte mare și gazon. Vecinii spun că nu știu cine locuiește la moment în această casă și că nu au văzut pe nimeni, dar cunosc că aceasta a aparținut în trecut viceprimarului de Cricova, domnul Slobozeanu. De 7 luni de zile, casa se află în proprietatea lui Vitalie Țurcan. Pe site-ul ANI nu am reușit să găsim declarația de avere a comisarului pentru anul 2021, ca să vedem dacă Țurcan o indica și la ce valoare. În schimb, casa apare în declarația de avere pentru anul trecut a fostului proprietar, viceprimarul orașului Cricova, Victor Slobozeanu. Potrivit documentului, acesta a obținut din vânzarea imobilului 900.000 de lei. În ultima sa declarație de avere, adresul local mai indică în proprietate două case de 111 și 164 de metri pătrați, estimate la câte 1 milion de lei fiecare. Ambele au fost obținute prin donație. De asemenea, Slobozeanu declară un spațiu comercial de 221 de metri pătrați, cumpărat în 2014 cu 836 de mii de lei. Anul trecut, adresul local a cumpărat împreună cu concubina sa 4 automobile cu valoare totală de 60 de mii de euro. Din anii precedenți, Slobozeanu mai are în proprietate alte 4 mașini. Am mers la primăria Cricova pentru a discuta cu viceprimarul Slobozeanu despre locuința vândută comisarului de la Râșcani și celelalte imobile obținute prin donație. Casa a fost vândută cu 1.800.000 de lei. Casa este scrisă, era scrisă pe mine și pe soție, fosta soție mea. Jumate, o doime mi-a aparținea mie, o doime aparține fostei soției. După a fost declarat, este la notar contractul de vânzare, doar este tot. Eu nu văd o problemă. Am văzut că în anul 2021 ați procurat câteva mașini de lux. Deci dumneavoastră v-ați uitat în declarația mea de avere, vă rog? Da. V-ați uitat? Da. Dumneavoastră știți că eu, dacă nu mă greșesc, din anul 1997 muncesc. Da, am muncit pe patent și am întreprinderi, da, dumneavoastră ați văzut? În anul 2003, Slobozeanu cu adevărat a înființat o companie, SC Alpina Auto SRL, care se ocupă de vânzarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule. Însă în ultimii ani, afacerea a fost mai degrabă păguboasă. În perioada 2018-2020, firma declară că a avut pierderi în valoare de 364.000 de lei. Slobozeanu mai spune că o parte din bani pentru achizițiile de lux sunt ai concubinei. Dumneavoastră, uitați-vă că eu am declarat că locuiesc cu concubina. Concubina are banii ei, a donat casă, că a avut apartament, l-a vândut. În declarația pe venit din anul 2021, concubina acestuia declară că a obținut venituri din salariu de 63.000 de lei de la compania lui Slobozeanu, dar și 410.000 de lei din vânzarea a 2 automobile și 3.000 de euro, donație de la o rudă. Să revenim însă la comisarul șef al Inspectoratului de Poliție din sectorul Râșcani și casa de lux pe care și-a luat-o de curând.
La 6 luni după ce a cumpărat casa, Vitalie Țurcan a scos-o la vânzare. Potrivit anunțurilor de pe site-urile specializate, comisarul cere astăzi pentru locuință 249.000 de euro, adică aproximativ 5 milioane de lei. Tot din anunțurile cu privire la vânzarea locuinței, am putut deduce cum arată casa din interior. Din fotografiile plasate pe site-ul unei companii imobiliare, putem observa că locuința este una luxoasă, cu design personalizat, dotată cu mobilier scump, climatizatoare, iar curtea cu supraveghere video, gazon și un loc de agrement cu grătar și foișor. Am mers la Inspectoratul de Poliție Râșcani pentru a discuta cu Vitalie Țurcan despre achiziția de milioane de anul trecut. Comisarul a confirmat că a cumpărat casa cu 1,8 milioane de lei și a plătit întreaga sumă pe loc, în cash. Ulterior a mai investit și alți bani în reparație și amenajare. Am achitat cash, s-au prezentat ambele părți, adică la acel moment vânzătorii, soț, soție, am achitat tot. Este contract de vânzare, toată suma, da, foarte corect, nu se discută. Am mai făcut niște investiții, am reparat, normal, am investit puțin. Țurcan spune că a decis să vândă casa proaspăt cumpărată din cauza unor motive personale. Vitalie Țurcan și soția sa au fost toată viața bugetari, iar judecând după declarațiile de avere a lui Vitalie Țurcan, acesta a avut în ultimii 4 ani venituri modeste, un salariu între 10 și 14.000 de lei. Nu-i tot așa cum... Ok, noi dăm întrebări. Crede lumea sau cum crede? Tot sunt cetățean în Republica Moldova, muncesc în instituția în cauză, am muncit doar la stat și eu și soția și de atâta. Nu este nimic așa ușor cum se redă. În afara salariului, Vitalie Țurcan mai declară că în anul 2018 a obținut 6.500 de euro din vânzarea unui automobil de marca Toyota, dar și o donație de 18.000 de dolari americani, venită din partea lui Grigorie Țurcan, fratele comisarului. Conform declarațiilor de avere, soția lui Vitalie Țurcan nu a obținut venituri în perioada 2017-2021, deși acesta spune că ea lucrează jurist. Cu toate acestea, în 2017, Țurcan indică în declarația sa de avere că a cumpărat în acel an două apartamente de 73 de metri pătrați și 75 de metri pătrați, pentru care a achitat peste 900.000 de lei și respectiv 44.000 de euro. Tot atunci, polițistul și-a cumpărat și un automobil Toyota Prius. Pentru mașina produsă în 2008, Țurcan indică că a plătit 10.000 de lei. Un an mai târziu însă reușește să o vândă cu 6.500 de euro și cumpără o altă mașină Toyota, de data aceasta cu 6.200 de lei. În declarațiile din perioada 2018-2019, niciunul dintre apartamentele procurate în 2017 nu mai apare, dar nu sunt declarate nici sume de bani provenite din vânzarea lor. În schimb, în anul 2020, Țurcan declară din nou un apartament de 73 de metri pătrați, dobândit în 2018 și a cărui valoare este de 1 leu. Comisarul a vândut însă acest apartament în toamna anului trecut, înainte de a cumpăra casa din Cricova. Păi este același apartament. Același apartament. Este același apartament. Acolo 73 și pe strada Agenta Latină 10. Eu, în apartamentul meu, a familiei mele, deja nu mai am fost proprietar, am locuit în el, personal l-am procurat, personalul l-am reparat, am locuit câțiva ani el, după care am vândut și am procurat casa. Ia ca care... Nu, ceva e o încurcătură. E același apartament, aceeași adresă, același cod cadastral. Trebuie să fie declarat. Mă rog, vedeți, dumneavoastră, eu spun că am declarat și am declarația și am făcut-o pe stic. Dumneavoastră spuneți că nu e din 2022, când eu am făcut-o. Eu l-am procurat la fază, da, când încă casa era în construcție. Da? Apoi la... cadastru poate l-am înregistrat în 2018. Tot în 2020, polițistul și-a cumpărat și o mașină Kia, tot din 2008. Valoarea indicată a automobilului este de această dată de 100.000 de lei. În pofida multiplelor achiziții și schimbării de mașini și locuințe, familia Țurcan a avut o singură sursă de venit, salariul comisarului, dar și câteva credite bancare. În 2018, acesta a luat un credit în valoare de 300.000 de lei, cu o rată a dobânzii de 11%. În declarația din anul 2019, Țurcan nu declară niciun credit la bancă, iar în 2020, un alt credit luat tot în 2018 în valoare de 350.000 de lei și o rată a dobânzii de 5,5%. Credite, cu părere de rău, am foarte multe. Și da, puteți să le vedeți, ele sunt la bancă, banca poate să vă prezinte toată informația în detaliu. Eu am să vă prezint în detaliu că ele sunt extrasurile de la bancă, eu tot ceea ce iau, tot strâng. Adică pentru investigare eu vă prezint în detaliu, până la urmă eu le iau
și eu și le întorc, nu le întoarce nimeni. L-am întrebat pe comisar de ce nu a depus declarația de avere pentru anul 2021. Țurcan ne-a dat asigurări că a completat personal declarația de avere și nu înțelege de ce nu este publicată. După ce am insistat să ne ofere o copie a documentului, la câteva ore după întâlnirea cu el, polițistul ne-a transmis o poză cu extrasul de pe site-ul ANI cu declarația sa de avere, completată însă exact în ziua în care am mers să-i luăm interviu. Personal am sticul, am făcut declarație fără nicio problemă, sunt conștient, în tot anul am făcut declarații. Am făcut-o chiar din birou, din calculatorul dat. În declarația de avere pentru anul trecut, Țurcan indica o casă cumpărată, dar și un apartament de 44 de metri pătrați, achiziționat tot în 2021, cu 420.000 de lei. Comisarul scrie că a obținut venituri din salariu de 190.000 de lei, dar și 1,38 de milioane de lei din vânzarea apartamentului. De asemenea, Țurcan declară că are două credite bancare de 400.000 de lei, respectiv 80.000 de lei, două donații de 30.000 și 100.000 de lei, dar și patru împrumuturi, în valoare totală de 709.000 lei, de la diferite persoane fizice.